Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video! Sunt domnul Puzzle sau pe nume adevărat Cristian Leana, iar în video de astăzi voi rezolva un puzzle geometric din lemn și anume acesta. Uitați-l aici. La prima vedere, pare un puzzle imposibil de rezolvat. Eu așa, nu știu, așa asta e părerea mea, mie așa mi se pare, că scopul acestui puzzle este să potrivim piesa aceasta mică de aici între aceste patru. Dar după cum o putem observa, aceste patru sunt de aproape perfect puse. Oricum, el e făcut în lemn puzzle, după cum puteți vedea, și are aici un geam de plastic, sau, nu e sticlă, nu, e plastic, și așa că dacă îl rezolvați, îl puteți pune pe masă ca bibelou sau ceva de genul. Oricum, haideți să nu mai zăbovim și să începem rezolvarea asta, să scot acest gemuleț. Iar pentru cei care nu vor să vadă rezolvarea, spoiler alert, cum să zice, de aici încolo video va fi eu încercând să rezolv acest puzzle. Avem și un timer aici, stați să văd unde îl pun să se vadă mai bine și să nu mă deranjeze. Cred că acolo stă foarte bine. Așa. Și da, trebuie să potrivim piesa asta mică între astea patru. Haideți să începem, să trecem la... și îmi place foarte mult că aceste piese nu sunt toate de aceeași culoare. Observăm, fiecare e făcută dintr-un lemn diferit și arată foarte, foarte ca lumea. Asta îmi place foarte mult. Haideți să dăm drumul la timer și să vedem cum rezolvăm acest puzzle. Gata, a început. Ok, păi haideți să le scoatem. Mai întâi să scot piesa asta mică și pastea. Așa. Hai să vedem. Deci, cumva, piesa asta mică, dacă se potrivește între astea, cred că trebuie să reașezăm piesele astea cumva, să facem loc și pentru asta. Dar, cum îi zice? Nu știu, oare să vină cumva în colț și astea la alte? Nu cred. Eu zic că îl rezolv destul de repede, că n-ar trebui să fie prea complicat, dar la prima vedere pare imposibil de rezolvat. Ia să vedem. Pare imposibil, dar sigur are o soluție, că altfel nu s-ar mai numi puzzle. Oricum, cred că trebuie să încercăm mai multe variante cu aceste patru piese. Am pus piesa asta așa, hai să încercăm și așa, să vedem. Stați așa. Da, nu știu. Nu, oricum, cred că piesele astea, uitați, dacă o puteți observa, când le punem aici în colț, dar nu știu dacă se vede, uite, se vede. Observați că ele au un joc așa și cred că numai într-o anumită poziție n-au un joc, uite. Asta e o poziție în care n-au joc. Asta, la fel, are joc. Asta e altă poziție în care n-are joc. Deci, așa și așa, stați așa și... La 180. Deci cam astea două ar fi pozițiile fără joc. Uitați, asta are joc aici, sus și în dreapta. Trebuie într-o poziție în care n-au niciun joc ambele piese. Văd că așa nu merge, așa nu merge, așa nu merge, așa nu merge. Să încercăm lângă, în dreapta. Stați așa. 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 Uitați, singurele poziții în care n-au joc e așa, una e așa și una e așa. Deci, probabil asta e piesa bună. Asta o ținem aici, că asta e pusă în poziție corect. Dar asta nu vine aici, pentru că pozițiile ei fără joc, observați, colțul ăsta și colțul ăsta, nu fac aici, nu se potrivește bine cu asta aici. Lasă un loc imens și ați văzut când era puzzle în poziție nerezolvată, era un loc mic de tot pe margini în care puteam să mișcăm piesele. Deci în niciun caz, dacă lăsăm așa loc mare, nici că mai are loc în altă parte piesa asta mică.
Deci, probabil, dacă ea nu vine nici aici, ar trebui să vină cumva aici. Cred că așa. Ia să vedem. Dacă vine asta aici, aici sigur nu mai intră. Ups. Scăpat-o jos. Aici sigur nu vine nicio piesă. Și aici, iar sigur, altă piesă. Nici atât. Dar vine aici vreuna? Ia să vedem. Nu. Nu. Ah, ba da. Asta vine. Dar la fel, lasă loc liber mare. Deci, și asta... Asta în niciun caz n-are loc sus acolo. Dar poate are loc aici, să vedem. Asta e bine. Da, noi trebuie să potrivim cumva cu unghiurile astea drepte. Observați că fiecare piesă are două unghiuri drepte, care se, de 90 de grade, care se potrivesc pe margini, și astea alte care sunt foarte ciudate. Deci, stați așa să mă gândesc. Nu știu cum vine, că aici nu mai vine nicio piesă. Observați, dacă punem aici o piesă, acolo sus nu mai vine niciuna. Haideți să încercăm cu asta la altă. Punem aici. Trebuie cu unghi drept, oricum. Unghi drept, unghi drept. Nu, că aici la fel, nu mai are loc nimic, observați. Asta e prea lungă. Cred că ar trebui să o punem invers pe asta. Ia să încercăm așa. Da, pare mai bine acum, că unghiul ăsta obtuz, că observați, ăsta e unghi... Nu, ăsta e tot unghi drept. Dar pare mai mult loc acum. Ia să încercăm acum altă piesă aici. Ok, acum văd că se potrivește, dar lasă un loc foarte mic. Așa. Deci piesele astea vin doar în două poziții, trebuie să le încercăm, că așa în niciun caz nu e bine. Aha, aproape. Nu. Oh, ok. A, ne-am întors, ne-am întors de unde am început, uitați. Observați, dacă le împingem pe toate într-o parte, avem așa un spațiu mic pe margini. Deci cumva noi trebuie să reașezăm piesele astea ca spațiul ăsta mic să-l mutăm în altă parte, cât să aibă loc piesa asta. Că dacă s-ar aduna toate, tot spațiul ăsta mic și ăsta mic și l-am face într-un pătrățel, sigur ar avea loc piesa asta. Ok, deci ne-am întors de unde am început. Ia să mai... Să încerc cu piesa asta alaltă. Ok. Nu, eu cred că așa trebuie să vină, să facă mai mult loc, dar aici lângă, probabil nu e piesa corect. Asta nu e bună, ia să vedem, așa nu vine. Așa nu vine. Nu. Da, nu știu, nu vine așa. Dar ele sunt la fel, ia să mă uit. Da, sunt la fel piesele. Ia. Da, într-un fel, hai să vedem, poate... Da, sunt fix la fel, fix la fel, ia să vedem. Ok, deci dacă sunt fix la fel, chiar nu contează culoarea lor. Asta e un lucru bun care pot să-l văd. Observați? Sunt fix la fel piesele. Fix, fix la fel. Nu e nicio mărime diferență între ele. Nu pot eu să le țin bine ca alunec. Păi dacă nu e nicio mărime diferență între ele, hai să le punem așa una peste alta, să cumva să le ținem pe toate cu aceeași față în sus. Așa. Și atunci chiar nu contează ce piese pun în funcție de culori. Asta e un lucru bun. A, asta sigur nu e bine, așa că, uitați, lasă un loc ciudat acolo. Ia să vedem așa. Cred că e și un pic nevoie de o șansă aici să ți așeze piesele într-o anumită formă mai repede și atunci găsești rezolvarea. Ia. Asta pare mai bine așa. Dar aici nu ar trebui să intre o piesă așa cumva. Ia. A intrat una, ok. Da, 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 ia să vedeți că așa vine. Observați? Deci, dacă intră aici una, nu prea mai lăsăm loc pe margini. Deci, cumva, și uitați, dacă punem în oglindă și pe a treia, se formează aici un loc liber. Ia să vedem, asta ar trebui să intre cumva aici. Ia. O, haide, chiar ar trebui să...
Da, a intrat. Este, mă. Observați? Și acum avem un loc în centru. Ia. Perfect. Puzzle-ul e rezolvat, uitați. Super, super tare. Și chiar mai rămâne un pic de loc liber. Uitați. Stați așa. Mai joacă un pic piesa asta aici și pe margine aici. Foarte puțin. Dar oricum, ideea e că s-au reașezat piesele și cumva locurile de pe margini s-au împins în afară și s-a făcut un loc în centru. Super, super tare. Chiar mă gândeam că, bă, ar trebui să aibă o rezolvare, că nu se poate chiar așa să se numească puzzle și să nu aibă o rezolvare. Să stau să mă învâr cu patru piese în continuu și să n-am cum să reașez. Oricum, am uitat să opresc timerul. Ups, m-am luat cu vorba, 9 minute. Oricum, era cam pe la 8.45. Deci, sau nu știu, vă uitați pe video la cât era și când am pus ultima piesă și îmi scrieți în comentarii. Oricum, asta e rezolvarea. Pentru cei care v-ați uitat, pentru cei care n-ați vrut să uite și ar vrut să experimenteze puzzle-ul singur pe propria piele pentru prima dată, succes! Și dacă ați revenit aici la video să vedeți rezolvarea, foarte bine, cum doriți voi. Oricum, pentru cei interesați, puzzle-ul ăsta îl găsiți pe genios.ro, site-ul pe care îl administrez. O să vă las un link în descrierea videoului de unde puteți achiziționa acest puzzle din lemn. Și da, intrați în descrierea videoului și îl găsiți acolo. Sau intrați direct pe genios.ro și îl găsiți acolo. Oricum, cam atât pentru video de astăzi. Sper că v-a plăcut. Și da, vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc o zi frumoasă. Vă aștept sâmbătă la un nou video. Și la revedere!